probleme pe rețeaua pe care lucrăm, dar am intrat în direct. Sperăm să ne țină rețeaua. Astăzi câteva lucruri pe care vreau să le spun, pentru că s-au întâmplat niște chestiuni care ne arată cât de puternic este statul de român și cum fac mișto de el cam toți. Înainte de asta însă, ieri am uitat eu la finalul emisiunii să anunț un lucru nou, că vom încerca de acum în fiecare zi lucrătoare și poate duminica sau sâmbătă o sinteză, vom încerca un buletin de știri național la care vom adăuga și știri locale, deci un buletin de știri zilnic care să aducă aminte pietrenilor că pe vremuri existau televiziuni în neamț, televiziuni foarte puternice, care chiar de multe ori emiteau mai mult program local decât o televiziune națională. Până acolo mai este cale lungă de făcut, e și foarte greu și foarte scump, dar o să încercăm la început cu știrile, după aceea cu niște emisiuni realizate cu personaje de la nivel național și vom vedea ce va ieși de aici. Deci, la finalul emisiunii știrile, după care în timp le vom găsi o oră fixă pentru ca să le puteți urmări, bănuiesc că după amiaza seara, să fie știrile din ziua respectivă, nu cum le dăm noi acum de a doua zi. Bun, acestea fiind zise, să mergem spre subiectele zilei. Sunt mai multe subiecte interesante. Ieri seară târziu aflam, ne spunea doamna ministru al justiției, doamna Gorghiu, pe Facebook-ul personal, că acum anunțăm și bune și rele, și mai puțin bune și mai puțin rele, pe Facebook-ul personal. Și lumea trebuie să fie atentă la Facebook-urile miniștrilor, la Facebook-urile președinților de consilii, de partide, pentru că pe Facebook poți să faci orice, sau aproape orice. Nu mai contează. Deci, doamna ministru al justiției ne-a spus că domnul Arsene, fostul nostru președinte, regretat de foarte multă lume, aplaudat la scenă deschisă de domnul Ciolacu la Piatra Neamț împreună cu ceilalți oaspeți de la București, domnul Neacșu, secretarul general al partidului, un europarlamentar de pe la Bacău, l-au aplaudat la scenă deschisă pe Ionel Arsene în sala de la Consiliul Județean, lăsându-i mască pe sediștii locali. Ceea ce înseamnă că domnul Ciolacu de obicei are dreptate. El spunea că niciun român nu rămâne în Gaza părăsit. Niciun penal din PSD nu rămâne pedepsit și neaplaudat, se pare, de domnia sa. Dar, deci, domnul Arsene trebuia predat autorităților române pentru că a pierdut în instanță acolo și trebuia predat să vină acasă. Acasă la Rahova, probabil, pentru o perioadă de acomodare, după care la Vaslui, unde are prieteni, are posibilități de a fi ajutat, cum merită un om care a condus atâția ani un județ. Ei, ce să vezi? Avocații lui Arsene au reușit ieri, bine, au reclamat România la CEDO, asta era clar, și au reușit ieri să suspende hotărârea de predare a lui Arsene către autoritățile române, convingând un judecător din Bari că domnul Arsene nu trebuie predat până la finalizarea procesului de la CEDO, pentru că are probleme și ar putea să se sinucidă. Pentru că celulele din România îl predispun la sinucidere și cele din Italia îl predispun la sinucidere. De aceea vroia să-și ducă pedeapsa la domiciliu. Cum merită un om care a condus atâta în un județ.
Ei, avocații, au zis că Ionel Arsenie ar putea fi supus unor tratamente inumane sau degradante. Până la urmă, probabil că așa e. Având în vedere că domnul Arsenie știe exact cum este să-i supui pe unii la tratamente inumane sau degradante. De exemplu, mă gândesc ce s-a întâmplat cu Adriana lui Gheorghe. Da, Adriana lui Gheorghe nu are rezidență italiană. Ce s-a întâmplat cu atâția alți oameni supuși unor tratamente degradante de fostul președinte al Consiliului Județean. Deci, pe scurt, domnul Arsenie nu va fi predat încă autorităților române și niște experți vor constata dacă domnia sa are probleme mentale, o depresie profundă cu cauză de celulă. Celulă nervoasă, evident. Ei, din punctul nostru de vedere al nemțenilor, nu putem constata decât că domnul Arsenie are probleme la cap. Expertiza, dacă se va face de către niște experți independenți, ar trebui să constate pentru noi, nu pentru statul român, nu pentru noi, dacă problemele astea mentale sunt de origine, ca origine sentința primită la Brașov și confirmată de înalta curte, sau au cauze mai vechi, mai dinainte. Și atunci, dacă este așa, putem să spunem că anumite lucruri din trecutul de președinte PSD și de președinte al Consiliului Județean pot fi explicate. Altfel, nu poți explica cum un om întreg la cap a renunțat la proiecte pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, ăla care tratează încă bolnavi, nu ăla care este pe hârtie și l-au scos băieții acum la licitație ca să, cu clauză suspensivă, ca să poată face lucrurile, mă înțelegeți, nu așa. N-au semnat contractul pentru finanțare prin PNRR, un fleac, ne ciuruiesc și ăștia. Deci, dacă domnul Arsenie era zdravăn la cap când ne conducea, sau nu era zdravăn la cap? Asta ar fi interesant pentru noi ca expertiză, ca să ne explicăm anumite lucruri. Dar în rest, Dumnezeu cu mila. El la Bari, probabil că acum strânge cu greu bani ca să plătească experții, probabil că se chinuie să strângă banii pentru cum să vă spun eu, masa de zi cu zi, să-și poată omeni musafirii care vin din Neamț sau vin musafirii din Neamț cu bucate tradiționale pentru el să nu-și uite originile și să încerce să-i trateze măcar în felul acesta depresia. Acestea fiind zise, să-l lăsăm pe Ionel Arsenie cu depresia lui, cu musafirii lui, cu bucuriile și tristețile unui fost președinte de Consiliul Județean, fost președinte PSD și fost sfătuitor de taină al domnului Dragnea, om care a sprijinit cu adâncă devotare candidatura la președinție a domnului Iohannis, propunând-o pe doamna Dăncilă. Deci, un om profund implicat în tot ce a însemnat statul român. Până la urmă, e normal să ai depresii dacă ai fost acolo și ai ajuns taman la Bari. Sau, mă rog, la Brescia, cum zic unii. Să-l lăsăm pe Ionel Arsenie cu ale sale angoase și să mergem spre un alt subiect care ne arată cât de tare și musculos este statul român și ce papagali ajung miniștri. Pentru că exista un personaj, Popescu, parcă îi spunea, parcă Virgil, ceva de genul ăsta, ministru de frunte
pe tot ce însemna energie. Bă, băiatul ăsta, și când te uita la emana așa o energie, de ziceai, cum, Doamne, iartă-mă, poate să stea lumea în jurul lui să nu facă scurt circuit. E, băiatul ăsta ne-a adus nouă soluția cea mai tare pentru rezolvarea problemelor energetice ale țării. Și a zis așa, bă, români, ne obligă Uniunea Europeană să nu mai folosim cărbuni? Păi noi nu-l mai folosim, bă, nu cum vor ei, până în 2000 nu știu cât. Noi de acum închidem și cu asta basta. De ce? Păi las că am eu soluția. Am vorbit eu cu niște americani, americanul ăla, știți, din serialul La Bloc, cred că, cu ăla vorbise. Și zice, bă, vină ăștia și ne fac niște mini-centrale nucleare și le punem la Doicești, la Ionești, la Popești, la Ciucești, la Ciolăcești sau Ciolănești. Și așa facem, apăsăm pe un buton și dăm drumul la energie nucleară, mini-reactor, că dacă ne enervăm, îl luăm în spate și plecăm cu el. Și ne încălzim, nu mai folosim nimic, așa că avem și energie electrică, ne încălzim de acolo, facem tot de acolo. Păi, și a zis el așa, domne, nu numai că le luăm de la ea și le... Bă, le dăm și niște bănuți ca să facă cercetarea. Ei ne-au dat 1.200.000 ca să găsim noi locul unde să punem microhidrocentrala de dolari. Noi le-am dat 12 ca să facă cercetare. Și ne-am angajat, suntem băieți adevărați, adică nu așa. Zice, noi ne-am angajat să, prin, numai un pic, să ajung acolo ca să văd exact. Deci, continuarea finanțării, că americanii au zis firmele la două, bă, nu mai merge, nu merge, nu avem soluția, nu putem. Dar mai cercetăm. E, continuarea finanțării ar putea fi făcută chiar de către noi. Domn Popescu, domnul Tianu care a venit acum în continuare la energie, noi românii, pentru că parlamentarii noștri au votat o lege prin care statul român se obligă să garanteze finanțarea reactoarelor modulare. Adică, domne, păi noi nu ne jucăm cu jumătăți de măsură. Păi dacă americanii ăia n-au fost în starele, dăm noi bănuții să până când găsesc. Ce să găsească? Mini-reactoare nucleare. Păi da, soluția nu prea e sigură, știi? A, zice, nu, stați cu minți, că mai sunt încă 3 țări în care facem teste. Kazahstanul, Polonia și nu mai știu care. Și ce mergem acolo și facem... Și veți fi și voi în programul ăsta revoluționar. Păi da, dar noi am închis cărbune, n-am dat drumul la termo, n-am dat alea. Noi ce facem? E, lăsați, bate vântul, bate soarele la voi, vă faceți fotovoltaice, vă faceți alea cu vânturi. Dacă nu reușiți așa, bă, eu vă sfătuiesc, zice domn Popescu acum de undeva, cine știe de unde are el sinecuri, bă, mâncați multă fasole. Fasole multă și să vedeți câtă energie puteți face dacă vă puneți un reactor la spate. Asta e povestea reactoarelor, mini-reactoarelor nucleare, pentru care noi am pregătit și primul loc la Doicești. Am făcut și... să spun, studii, adică totul era gata, numai să ne dea aia reactorul. Și i-au zis, bă, nu merge. Acum, e bine să citim o declarație destul de recentă. Credem cu tărie că implementarea cu succes în România până în următorul deceniu a tehnologiilor SMR, astea cu așa, este importantă pentru securitatea energetică și pentru atingerea obiectivelor noastre climatice, probabil, prin înlocuirea treptată a centralelor bazate pe cărbune cu aceste centrale, microcentrale. Spune domnul Sebastian Burduja, ministrul energiei. Păi eu înțeleg așa, că securitatea noastră energetică națională, ele are legată de aceste mini-centrale. Dacă e așa, avem o problemă. Dacă avem o problemă, probabil că
cineva va găsi și o soluție. Și că ar fi o soluție să se retehnologizeze la Cernavodă, grupul 1, 2. Și da, zice, băi, dar zice, o retehnologizăm, dar avem o problemă. N-avem sudor, domne, suficient ca să facă treaba asta. Asta este țara noastră prea frumoasă. Și acum să discutăm și puțină politică la nivel național, poate și la nivel local, ca să vedem dacă ne ține netul. Ne ține netul, Bogdan, până acum? Este ok, mi se spune. Deci, dumneavoastră nu vi se pare că niște băieți și-au luat-o rău de tot? Mă uitam zilele astea că Partidul Național Liberal a anunțat prin noi înșine și că gata, ne-a rupt de PSD. Până acum nu era prin noi înșine, era prin noi Iohannis. Și vedeam noi cei cu PSD-ul. Numai că în ultimul timp se întâmplă un lucru. PSD-ul, știți, așa spunea președintele, PSD-ul, dom'le, are o coabitare cu domnul Iohannis, de zici că sunt din aceeași celulă inițială. Zici că dorm împreună și dimineața se scoală foarte happy amândoi. Păi unde s-a mai văzut ca domnul Iohannis să-i dea prerogative de politică externă primului ministru PSD? Păi se duce domnul Ciolacu, gaza, chestii, negociază, face, deci nu-ți vine să crezi, să mai duce și prin alte părți, tot în calitate de reprezentant al statului pe politică externă. Iar domnul Iohannis are prerogative date de domnul Ciolacu să se ducă să reprezinte guvernul pe o chestie guvernamentală. Dom'le, pare că ăștia doi, Ciolacu și cu Iohannis, i-au cam luat în bâză pe peneliști. Domnul Iohannis, care vrea și el, ba la NATO, ba la UE, ba la SUE, Suelen. Așa? Zice simplu, bă, cine trebuie să mă propună pe mine dacă îmi termin mandatul ca să mă duc la SUE, la UE, la cine știe ce altă organizație, că la NATO nu cred, totuși. Păi primul ministru. Păi și cine o să fie prim-ministru? Păi ori Ciolacu, ori unul de-a lui. Bă, atunci dacă e așa, hai să merg cu ei. Ce treabă am eu cu partidul care m-a propulsat, care m-a dus, m-a ajutat? Las. O vedea după, dacă cumva e nevoie și de ei acolo. Așa că băieții ăștia de la PNL au rămas singuri pe lume. Și în politică nimic nu este imposibil, dar să vezi tu acum că vin oameni la vârf din PNL și zice, domne, întărim polul de dreapta și nu excludem o colaborare cu USR, cu Forța Dreptei, cu Orban, cu cine mai era pe acolo? Ăștia, alu' Băsescu, adică PMP-ul, da? Cum adică? Cu trădătorii? Păi da, dar dacă altă soluție nu ai să existi, să nu te trezești cu probleme. Bine, sunt sondaje de opinie, adică e ok, 20%, plus minus 3, plus minus 5, plus minus 7. Să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare la PNL, pentru că se fac calcule dacă
PNL-ul va fi ciuca bătăilor sau va fi cu ciucă în continuare. Și nu-i departe timpul în care s-ar putea să asistăm la o revoltă, așa cum a fost cea anti-Orban, anti-Câțu și la una anti-Ciucă. Că băieții ăștia care sunt tari în partid n-au niciun scrupul. Orban, pă, la o parte. Câțu, foarte bun cât a fost. Pă, cum, nu mai e bun? La o parte. Ciucă, domn general, la pensie, domn general, că ajunge. A, vrei o poziție pe acolo? Las că-ți găsim noi o poziție. Dacă apucăm. Cam așa stau lucrurile și zilele ieri. Dom'le, bătaie mare în guvern. Era să-l bată domnul Ciolacu pe domnul Boloș. Cum, dom'le, nu semnezi tu legea pensiilor pe care noi promitem pensii cu 40% mai mari? La care Boloș a zis, băi, băieți, dar voi v-ați chinuit acum să tăiem, să facem, să intrăm în ținta de deficit? Păi la anul nu o facem. Ce te interesează pe tine la anul? Las, la anul sta alegeri. Vedem noi. Și au stat pe capul lui Boloș până când a semnat legea pensiilor. Că e bine că a semnat-o, că nu e bine că a semnat-o. Habar n-am. Că ajung la niște bani la oameni, probabil că da, e bine. Problema e de unde dai banii ăia. Că se întâmplă ca anul ăsta. În noiembrie au zis, gata, nu mai cheltuim nimic, numai pe fonduri europene, în rest nu mai cheltuim nimic. A, salariile noastre. Dar cum, bă? Noi trebuie să avem salarii ca să putem să conducem această țară. Uite, avem de făcut față la probleme mari de tot. Gaza, Ucraina, mini-centralele nucleare. Păi cine să le rezolve pe toate astea? Voi să le rezolvați. Voi. Că fără voi, ce ne-am face? Numai atenție mare. Agitația asta la nivel înalt provoacă depresie. Vedeți cazul Arsene. Acum, nu știu dacă la toți provoacă depresie, dar mulți dintre voi s-ar putea să cereți sprijin psihiatric. Evident. Numai bine, sănătate, dar nu înainte de a vă anunța că urmează un calup de știri naționale pe care vă invit să le vedeți, pentru că de acum vom avea aceste calupuri la care vom adăuga de săptămâna viitoare timid și știri locale video. Numai bine! Avertisment lansat de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat. 1 milion de români cu profesii liberale, managerii și funcționarii publici riscă să fie excluși din pilonul 2. Asociația subliniază că de vină ar fi modificările din noua lege a pensiilor pe care guvernul o va adopta astăzi. Concret, în textul legii, termenul sau a fost înlocuit cu și. Asociația cere coaliției să mențină în noua lege prevederile despre pilonul 2 aflate deja în vigoare. Primii 93 de români și membrii ai familiilor lor evacuați din fâșia Gaza s-au întors aseară în țară. Aceștia au fost aduși cu o cursă specială de la Cairo. La bordul aeronavei au fost și premierul Marcel Ciolacu, dar și ministrul de externe Luminița Odobescu. Am transmis un semnal foarte clar că statul român nu lasă niciun român în urmă. Astăzi au fost recuperați 129 de români, atât români cu cetățenie română în România, cât și români din Republica Moldova. Următoarea aeronavă, cred că într-o oră, va ateriza și, după cum bine știți, deja este o listă de 51 de români. Au mai venit mai multe solicitări, peste 100 de solicitări, ca în perioada următoare să vină în România împreună cu familiile. Vreau să mulțumesc în primul și în primul rând doamnei ministru și echipei sale de la Ministerul de Externe, a toate instituțiile statului român implicate în această acțiune de recuperare a românilor din fâșia Gaza. Să specific foarte clar că în toată această perioadă a existat o conlucrare directă între Guvernul României și Președintele României,
Și în ultimul rând, aș dori să mulțumesc statului Israel, Egiptului, Qatarului și Statelor Unite ale Americii pentru reușita acestei acțiuni și, în continuare, celula de criză de la Ministerul de Externe va funcționa până când vom recupera ultimul român din fâșia Gaza care dorește să vină în România sau în Republica Moldova. Circulație închisă pe un tronson din autostrada București-Constanța din această noapte. Restricțiile se vor aplica între orele 22 și 6 pe pasajul care supra-traversează A2 între kilometrii 11 și 15. Măsura va fi în vigoare până sâmbătă. Neînțelegeri în coaliție pe noua lege a pensiilor. Președintele PNL atrage atenția că noua lege este imposibil de aplicat. Nicolae Ciucă spune că impactul bugetar de 55,6 miliarde de lei face proiectul nesustenabil. El a cerut clarificări de la Ministerul Muncii. Este nevoie de o clarificare pentru că aseară au apărut informații în spațiu public de la doamna ministru Bucura că impactul ar fi de 55,6 miliarde de lei, iar din calculele de la Ministerul de Finanțe suma este diferită. Motiv pentru care am solicitat să ne clarificăm care este suma. Este un impact mare pe care trebuie să ni-l asumăm cu date concrete și să avem sustenabilitate pentru această decizie. Categoric, la cifrele anunțate aseară de 55,6 miliarde de impactul este de aproximativ 3% din PIB, ceea ce este enorm de mult și trebuie să identificăm sursele de finanțare. Nu putem să venim să promitem oamenilor ceva și să nu avem sustenabilitate. Proiectul noii legi a pensiilor ar trebui adoptat astăzi de guvern. Germania trimite 4 avioane de luptă în România. Este vorba despre 4 Eurofighter care vor susține misiunea de poliție aeriană a NATO. Aeronavele vor ajunge în țară la finele lunii. Până atunci, armata Germaniei va trimite și un prim lot de 80 de militari la Constanța. Soldații vor pleca spre România astăzi. Suplimentarea de forțe a fost decisă la cererea Bucureștiului, spun surse citate de Reuters. Proiectul legii pensiilor, dar și noile plafoane modificate pentru plata cu bani cash, discutate astăzi de guvern. Noua legea pensiilor prevede, între altele, creșterea punctului la 2032 de lei de la 1 ianuarie. Simultan, toate pensiile vor fi recalculate de la 1 septembrie. Legea prevede și egalizarea vârstei de pensionare pentru femei și bărbații la 65 de ani, dar etapizat până în 2035. Cât despre plafoane la plata cash, intens criticate în ultima perioadă, guvernul va anula prin ordonanță limitările din pachetul fiscal și le va menține pe cele actuale cu două excepții. Este vorba despre plafonul de casă de 50.000 de lei și de avansul de decontare de cel mult 1.000 de lei pe zi. Socrii primarului din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, au fost reținuți de DNA. Aceștia sunt acuzați că ar fi încercat să mituiască un judecător pentru a da o soluție favorabilă într-un dosar în care edilul este cercetat pentru corupție, anunță surse citate de Agerpres. Soacra primarului a fost prinsă în flagrant la Cluj cu 50.000 de euro, în timp ce intermedia o primă tranșă din mita totală de 100.000 de euro. Primăria Capitalei a început montarea decorațiunilor pentru sărbătorile de iarnă. Luminițele au fost deja instalate pe mai multe bulevarde, între care Unirii, la Scărca Targiu, Regele Mihai I și Șoseaua Chiselef. Primarul general Nicuș Ordan a anunțat că operațiunile se vor încheia până pe 30 noiembrie de Sfântul Andrei. Atunci vor fi aprinse luminițele care vor împodobi toate arterele importante din București. O nouă zi de proteste ale angajaților caselor de sănătate. Aceștia ies astăzi în stradă și vor picheta sediul Casei Naționale de Sănătate din capitală. De la începutul lunii, angajații protestează pe termen nedeterminat, fie în birouri prin întreruperea lucrului, fie în fața instituțiilor. Ei reclamă salariile mici și nemajorate din 2018. Astăzi, sindicaliștii sunt așteptați să facă declarații.
Real Madrid, Inter, Bayern și Real Sociedad s-au calificat aseară în optimile Champions League. Real a învins-o cu 3-0 pe Braga, Inter a câștigat cu 1-0 meciul cu Salzburg, Bayern s-a impus cu 2-1 în fața celor de la Galatasaray, iar Sociedad a câștigat cu 3-1 meciul cu Benfica. Surpriza serii a fost însă Copenhaga. Danezii s-au impus cu 4-3 în fața celor de la Manchester United după ce a revenit de la 2-0. Englezii au jucat din minutul 42 în inferioritate numerică, după ce Rashford a luat cartonașul roșu. Tot aseară, Napoli a remizat 1-1 cu Union Berlin. Arsenal a câștigat cu 2-0 în partida cu Sevilla, iar PSV a trecut cu 1-0 de Lens. Meteorologii anunță cer acoperit astăzi și ploi în majoritatea regiunilor. În următoarele zile vorbim de un tablou meteorologic termic, din punct de vedere termic, aproape neschimbat dacă ne raportăm la temperaturi maxime, pentru că acestea se vor situa în marea lor majoritate între 10-11 grade în centru, în nordul teritoriului, până la cel mult 17-18 grade în partea de sud, cu valori, se pare, ceva mai ridicate sâmbătă, 20-21-22 de grade în Dobrogea. Însă nopțile vor fi destul de reci, astfel încât ne așteptăm ca joi spre vineri temperaturile să fie negative în Transilvania, în mod deosebit în estul acesteia, se coboare până la valori de minus 6, minus 7 grade, în condițiile în care sisteme noroase vor traversa teritoriul țării noastre și vor determina ploi. Cele mai multe vineri și vineri spre sâmbătă în extindere în toate regiunile, iar pe crestele montane vom vorbi din nou de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Mai mult decât atât, vântul va prezenta intensificări cam pe tot intervalul în zonele montane, viteze mai mari pe creste, peste 70-80 de km pe oră, dar local și temporar și în celelalte regiuni, cu o probabilitate mai mare în vest, în sud-est, în est și în centru. Și în capitală vorbim de un tablou termic aproape neschimbat dacă ne referim la temperaturi maxime, 15, 16, 17 grade, atât joi, cât și vineri, cât și sâmbătă, însă minimele vor varia, ne așteptăm să fie cel mai rece în noaptea de joi spre vineri, când temperatura minimă la periferia capitalei se coboare spre 1-2 grade, însă în restul nopților minimele vor fi undeva la 5-6-7 grade, în condițiile în care sisteme noroase își vor mai face apariția și în zona capitalei și vor determina ploi, cel mai probabil pe parcursul zilei de sâmbătă, și vineri spre seară, în prima parte a nopții de vineri spre sâmbătă.